This train terminates at Saint-Benis per Oxford Street. Questa è cea mai mare strada di comparatori di Londra. Ci è tutto in pull super agglomerata. Intrăm la magazine. Intrăm la acesta. Mergem în continuare. Nu prea pot să filmez foarte mult în magazine, că unora nu le place să fie filmați. Și atunci, unde pot filmez, unde nu, nu. Important e că vă arăt Oxford Street-ul, nu? Și pe de o parte și pe de alta sunt plin de magazine. Ce chestii interesante peste tot. Taxiurile. Intrăm și la Primark pe aici. Sunt lucruri ieftine, faine. Așa că ar fi păcat să nu intrăm. Bineînțeles, la raionul de copii. Miriam are nevoie de niște pijamaluțe noi, așa că o să le căutăm. Ce ai găsit acolo? Două pijamale. La 13 lire. Un preț bun. Da, dacă îți place vreun model, uite și astea roz. Din partea asta la fel? Uite ce frumoasă e asta. Mai groasă, cred că. Superbă. Este cu pantalon scurt. Da? Toate de aici sunt cu pantalon scurt, că sunt la același preț. Uite, Princess. Așa? Da, de 2-3 ani. Ne mai uităm. Miri, arată tu ce-ți place, da, iubita? Ne uităm. Asta e ăla ce ți l-am arătat eu prima oară, ăla roz cu Mickey Mouse, Miha. Ăla ce l-am pus mâna prima oară pe el. Stai că ți l-arăt. Uite, ăsta-i. Uite-l. Ăsta, ui. Ăsta-i ca e... Prima oară ți l-am arătat. Ba, ăsta, ui. Ăsta-i... Ne uităm. Continuare alegem pijamăluțe.
Miriam, nu te-ai hotărât, bebe? Sunt multe și frumoase. Și-a luat pijamale într-un final. Deci am găsit pijamale cu mini. Haideți. Facem în continuare. Uităm pe aici tot felul de lucruri pentru casă. Cămașuță de noapte cu Shrek. Foarte drăguț. Papucii de casă. În definitiv, Mina și-a mai luat o pijama. Are una cu pantalon lungi, una cu pantalon scurt. Nu, Miri? Bravo! Din aia squeezy? Dar nu aici este. Întreabă. Ba, uite ce. Bubble tea, da. Tot felul de lucruri pentru copii. Uite. Sticky. Uite. Deci ne-am găsit pijamăluțe și acum ne mai uităm pe aici pe jos puțin, după care ieșim. Magazinul ăsta e enorm. Am ieșit din magazin și încet, încet mergem tot pe strada asta, Oxford Street. Mergem spre casă, mâine avem avionul de dimineață și suntem cam obosiți, ne-am plimbat foarte mult astăzi. Nu am filmat eu mult, dar ne-am plimbat foarte mult. Așa că sper că v-a plăcut să vă plimbați cu noi.